Isus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate. Fabiola Murariu este invitata noastră de astăzi. Fabiola, bine ai venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Ce mai faci, cum ești, cum te mai simți, nu ne-am mai văzut de mult. Noi ne cunoaștem de ani de zile, dar ne vedem rar. Sunt bine. Abia aștept să vină din nou Crăciunul și iarăși primăvara și Revelionul. Fabiola, ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Ce înseamnă Domnul Isus Hristos? Dar nu texte din cărți, ci din sufletul tău. Din sufletul meu, Chiar înseamnă persoana cu care trăiesc în fiecare zi, este persoana în care am cea mai mare încredere și este persoana la care mă pot duce mai ales atunci când, când sunt foarte jos. De ce ajungi să fii foarte jos? Criza economică mondială sau? Pentru că toți suntem oameni, pentru că trăim într-o lume de căzută și pentru că oricât ne străduim să fim. Așa ca el avem nevoie de ajutor Iar uneori mai cădem Pentru că asta e menirea noastră pe pământ Să cădem? Da. Spune-ne despre vreo cădere de-a ta Și cum te-a ridicat Hristos de acolo Oh, sunt multe căderi Ar trebui să aleg Am să spun, dar fără nume Da, normal um, Am avut la un moment dat în viața mea O situație în care Am avut două persoane care m-au rănit foarte, foarte tare și a fost aprop... sufletește spiritual, nu fizic. Da, da, sufletește spiritual, erau creștini în care eu am avut mare încredere. Sigur, teoretic mă așteptam că orice om poate să cadă, suntem pe pământ, dar de fapt nu mă așteptam. Mă așteptam că oamenii care sunt educați și oamenii care au o istorie lungă în biserică uh, sunt oameni maturi și care nu mai pot să cadă sau nu nu mai pot să terănească. Iar când lucrul ăsta s-a întâmplat, am fost așa de deznădăjduită și de supărată, încât mi-a fost groaznic de greu să iert. De fapt, mi-a fost imposibil să iert. Mi-a trebuit aproape un an de zile de rugăciuni personale și prietenii mei care s-au rugat pentru mine ca să ajung să iert oamenii ăștia. Și cine n-a trecut pe acolo, poate i-ar fi greu să înțeleagă faptul că nu poți să ierți dacă Dumnezeu nu-ți pune iertare și nu te transformă. Dacă nu-ți pune iertare în inimă și nu te transformă. Este chiar ceva care vine de la Dumnezeu și pe care noi, ca oameni, nu putem. Cred că facem. foarte mulți ascultători se confruntă cu problema aceasta a neiertării, care este ca o, ca o piatră de moară în spate, ca o stâncă pe care o porți în spate. Exact, este o legătură. Legătură în ce sens? Adică ești legat. Ești legat, ești legat. Nu poți să faci câtă vreme tu nu ierți, tu nu faci rău celui pe care nu-l ierți, ci îți faci rău ție. Tu nu mai ai o legătură bună cu Dumnezeu, tu nu poți să ai o părtășie cum se cade, tu nu ai liniște, tu nu, tu nu ești ok. Din punct de vedere afectiv, vorbind pentru ascultătorii noștri care nu au o viață sau pentru care spiritualitatea sau relația cu Dumnezeu nu reprezintă o prioritate. Poate sunt și atei printre ei, poate sunt oameni care, pentru care domeniul acesta nu este interesant, dar care se confruntă cu problema neiertării. De ce ar trebui să ierte totuși? Sau care sunt avantajele din punct de vedere omenesc, nu neapărat pentru relația cu Dumnezeu, ci din punct de vedere omenesc, din punct de vedere al sănătății, al relației, al comunicării cu ceilalți? Atâta timp cât uh, ai ceva împotriva celui la alt, uh, întreaga ta ființă, mintea ta, sufletul tău, voința ta se concentrează pe lucrul respectiv. Tu nu-l uiți. Tu în permanență ai în minte greșeala pe care celălalt a făcut-o față de tine. Nu poți să ierți faptul că a greșit, ci nu poți să-ți ierți ție, nu poți să te ierți pe tine faptul că ai fost martor la greșeala lui față de tine. Iar lucrul ăsta este. îl porți cu tine tot timpul. Orice faci, tu ești concentrat pe lucrul ăsta. E un lucru negativ, pentru că nu îți aduce bucurie, nu îți aduce liniște. Iar trăind mereu în starea respectivă de neiertare, ajungi să fii un morocănos, ajungi să, să dai în depresie. Depinde și de firea fiecăruia și de cum este construit, de personalitatea fiecăruia. Poți să dai într-o depresie, poți să faci un cancer. Poți, într-adevăr, să. Să traduci din, din partea spirituală în partea fizică lucrurile astea. Pentru că e așa cum stresul, de exemplu, poate fi cauza. Este un fel de stres și neiertare este un fel de stres, dar e un stres pe care ți-l provoci singur. Și e foarte adevărat că, cel puțin eu asta cred, dacă nu ai ajutor de la Dumnezeu, e foarte greu să. Să te ridici singur să de guler în sus. Da. Bun, pentru un ascultător care nu mizează pe ajutorul de la Dumnezeu, nu-l interesează ajutorul de la Dumnezeu și nu recunoaște că ar avea nevoie de ajutor de la Dumnezeu, cum l-ai putea convinge presupunând că vine cineva la tine la consiliere? Tu faci și psihoterapie, uh -huh. consiliere psihologică, psihiatrică. Presupunând că vine cineva la tine la consiliere și nu crede în Dumnezeu. Nu are această șansă de a avea o legătură cu Dumnezeu. Cum îl convingi că este important să vină înaintea lui Dumnezeu cu neiertarea din suflet, mai ales că și în, în rugăciunea tatăl nostru, singura rugăciune pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o, un punct important este chiar aceasta, ajută-ne să iertăm greșiților noștri. Eu cred că dacă nu vrea să creadă în Dumnezeu, nu va crede orice aș face eu. Și în cazul ăsta ar fi inutil să mă și zbat. Însă ce aș face uh, ca să pledezi pentru iertare ar fi să-i prezint următoarea situație. Uh, omul care ți-a greșit a aruncat un cârlig cu care te-a prins. Ok, în momentul în care cârligul a intrat în tine, evident, e durere, nu? Te-a lega, te legat efectiv de el. Um, Mi se pare interesantă imaginea cu cârligul care te prinde cap, Peștele care îl prins de, de gură. Exact. Celălalt are puterea asupra ta. Are putere doar atât, doar până când tu ai putea să scoți cârligul din pielea ta, din carnea ta, care este o procedură dureroasă, și să-i dai drumul. Câtă vreme tu nu le liberezi pe celălalt, tu vei fi legat de el. Nu pentru că tu ai făcut ceva, ci pentru că celălalt ți-a greșit. Celălalt a aruncat cârligul. Așa că dacă vrei să fii liber, vrei să te vindeci, vrei să fii ok eliberează-l pe cel care te-a rănit, iartă-l. Iar eliberarea din acest cârlig este exact la fel ca și într-un pește prins cu un cârlig de pescuit. Peștele nu se mai poate elibera singur. Este nevoie de un pescar care să-l țină cu o mână pe pește și cu cealaltă mână să-i scoată cârligul din gură. gura. Din depinde cât cauză. este cârligul de adânc și depinde da. cum arată. Și uneori. lasă urme până la urmă. Întotdeauna. Acolo. Întotdeauna lasă urme, dar uneori peștele scapă. Asta este și șansa, aș zice eu, ateilor sau celor care nu vor să-L accepte pe Dumnezeu. S-ar putea să scape odată, de două ori, de zece ori, dar la un moment dat totul să vină un clic din ăla cu trei uh, vârfuri din care nu o să mai poată să scape.

Stimați ascultători, într-adevăr, este nevoie de Dumnezeu ca să ne scoată de acolo. Deci, prin forțele proprii, nu putem face nimic. Fabiola, când l-ai întâlnit tu pe Dumnezeu? Când ai înțeles tu că trebuie să-ți trăiești viața raportându-te la Dumnezeu și la valorile Lui? E o poveste unică. De fapt, toate, e o istorie. Toate unică. sunt povești unice. Și nu este ceva spectaculos, dar este ceva foarte important pentru mine. A fost un proces, nu a fost un moment. Și procesul a început când eram la grădiniță și pare ciudat și știu că într-o emisiune trecută cu o doamnă de la radio de aici am mai spus lucrul acesta. Eram seara acasă, tata am citea din po povestirile Bibliei pentru copii și era Biblia aceea cu bunul samaritan pe copertă Pe care probabil toată lumea o știe Pe vremea lui Ceaușescu aia era Cartea copiilor Și mi-a citit, avea obiceiul să doarmă Mi-a citit exact partea în care Hristos era crucificat Și în momentul în care spune s-a isprăvit pf, Tatăl a dormit Și sforoia de zor În momentul acela Mi-am dat seama, oh Dacă Hristos a murit, eu la cine mă mai rog? Dar dacă eu n-am la cine să mă mai rog? Cine mă mai ține pe pământ? Iar ceea ce mi s-a întâmplat a fost o senzație fizică cum aș cădea într-un gol, într-un hau negru și nu mă puteam opri. Și a fost așa de groaznic să-mi dau seama că n-am de ce să mă prind, că e negru, mie mi-era frică de întuneric. Că e negru și că e că un gol, e o prăpastie. Iar sentimentul respectiv a fost de groază. Și a fost așa de mare încât tata n-a mai putut să mă mai oprească din plâns. S-a trezit, bineînțeles, că urlam. De trezeam vecinii, era târziu. Dar ce ai, dar hai să-ți spună tata că uite-o viat. Nu, 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 că așa spui tu ca să nu mai plâng. Și vreo jumate de oră s-a chinuit cu mine cu, cu treaba asta. Apoi au fost diverse momente în timp deci, care au marcat... Momentul ăsta erai la grădiniță? Nu era nici măcar clasa a doua, a treia când nu. copiii deja gândesc? Nu. eram nu... la grădiniță. Știam să uh, citesc literele de tipar. Cred că eram grupa mare... Apoi, alte momente? Apoi au fost momente în care oamenii mari ar râde și ar spune, e, da, sigur că da, trebuie să spui și tu ceva. Uh, care sunt la școală și, bineînțeles, nu-mi învăț lecția la pian, pentru că eu am făcut liceu de muzică și mă duc și mă rog, așa cum se roagă copiii, Doamne, să nu mă asculte asta să aibă profu ședință. Și, culmea culmilor, de fiecare dată, dar de fiecare dată, când m-am rugat treaba asta, venea profesorul la mine, un profesor foarte bun, și îmi spunea, Fabiola, am ședință acum, dar să nu-ți închipui că scapi. Știu că nu ți-ai învățat. Să pui mâna până joi și să știi că te ascult la aia și la aia și la aia. Și faptul că lucrurile astea s-au întâmplat și că Dumnezeu m-a ascultat, sau la teze, sau, eu știu, la lucrări când mă rugam, chiar dacă citisem o singură dată sau de două ori, aveam o notă bună, uh, pentru mine au fost momente în care credința mea a fost întărită. Nu suficient de mult ca să mă botez. Așa că. Să nu-ți uiți de ea. Aș <coughs> vrea să revin acum. Eu am rămas totuși agățat cu cârligul acolo de, de momentul când tatăl tău îți citea din Biblia pentru copii și a rămas la momentul când Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce. Uh -huh. Cu cuvintele s-a ispravit. Mhm. Uh -huh. Uh, mi-amintesc, nu mai știu exact cine zicea, cred că C.S. Lewis nu mai știu cine zicea creștinismul se bazează pe un singur fapt pe înviere dacă scoți din creștinism nu George McDowell spunea dacă scoți învierea din creștinism creștinismul se prăbușește uh -huh. are doar din punct de vedere uh, ideologic sau doctrinar are doar un stâlp învierea lui Hristos dacă Hristos n-ar fi înviat, creștinismul n-ar fi existat. Dacă ai putea acum să scoți creștini, învierea din creștinism, creștinism creștinismul s-ar prăbuși. Tu ai simțit ca un fel de prăbușire în momentul acela când Tatăl tău nu ți-a mai citit continuarea din Biblie cu învierea lui Hristos. A rămas doar la moartea lui, la moartea lui Dumnezeu Nice spunea, Dumnezeu a murit și atunci putem să trăim ca maimuțele sau ca animalele, pentru că nu mai este nimeni cui să-i dăm socoteală și cine să ne controleze. Foarte interesant cum te-a afectat pe tine momentul acela. Cred că nu s-a întâmplat de multe ori sau multor oameni nu li s-a întâmplat să se încheie istoria, istorisirea evenimentelor biblice care într-adevăr au avut loc, deci nu este o poveste ci sunt evenimente care au avut loc, să se încheie brusc acolo, la s-a isprăvit, Hristos a murit. Uh -huh. Fără să mai urmeze și continuarea cu învierea. Foarte interesant. Cu inima de legat, potând dura o cara Într-una Când n-ai fi tu Cum aș putea Să-mi liniștesc Furtuna Ține-mă Mereu Dumnezeul meu Lângă crucea ta Tel, așa, puțin tel, doar sunt stoică. Și cred că fiecare lucru s-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple. Probabil că asta a fost modalitatea în care Dumnezeu a vrut să, să arate prezența lui în viața mea. Pentru că eu nu eram conștientă înainte de asta. Sigur, mergeam la biserică cu ai mei, de foarte multe ori, ori am la teatru de păpuși, și nu la biserică, niciodată nu m-au forțat. Să merg niciunul dintre ei. Am vrut pe teatru de păpuși, la teatru de păpuși m-au dus. Dacă am vrut la copii, m-au dus, dar nu m-au forțat. Și nu am fost conștientă până atunci că, de fapt, în familia noastră este mama, tata, eu și Dumnezeu. Erai singură la părinți? Da. Fratele meu s-a născut când eu aveam opt ani jumătate. Deci, timp de opt ani jumate, ai suferit de sindromul copilului singur la părinți care crede că universul a fost creat doar pentru el. Da și nu, pentru că la noi acasă totdeauna au fost străini care au stat la noi pentru că nu au avut unde să stea. Am avut situații în care am avut chiar o doamnă de pe stradă, care a stat la noi un an de zile. Deci asta. Părinții a fost tăi erau buni creștini sau aveați o pensiune? Nu în avem votarul. o pensiune, stăteam în trei cămăruțe mici înghesuite, dar așa așa au fost ai mei învățați. Nu știu, la, la, părin la bunicii mei, la fel, totdeauna au fost, a fost casa în care cine nu a avut unde să stea sau nu a avut ce să mănânce, a fost acolo. N nu s-a făcut foarte mare vâlvă despre asta, pentru că nu era cazul, dar când omul nu a mai putut de foame și a venit la ușă, a fost chemat în untru pus la masă și s-a dat un pat și ce s-a avut. Asta avem, asta dăm. Și atunci nu te-au văzut doar pe tine în casă părinții, ci au văzut și pe alții. Da, fost și eu am văzut. Deci întotdeauna împărțeam lucrurile cu alții. Era Fabiola, normal. Fabiola, pentru că ai, ai spus că ești puțin stoică, să ai grijă, poate te vei căsători cu un bărbat pe care îl cheamă Stoica. <laughs> De la vei deveni atunci Stoica. Bine, vrei să ne spui în continuare, atunci când eu m-am întors la, la istoria cu pe care ți-o spunea tatăl tău. Vrei să ne spui alte idei, dacă nu le-ai uitat? Da. Toate lucrurile care mi s-au întâmplat până în liceu nu au fost, totuși, suficient de puternice să mă convingă să mă botez. Pentru că eu vreau să fiu creștină și să mă botez în mare. Și pentru că în liceu, brusc și de tată, mi-am dat seama că nu m-am dat. Întrebat... Deci, cine nu se botează în mare, nu e creștin? Asta era visul meu. Ok. <laughs> și. Eram foarte supărată în liceu pentru că dintr-o dată mi-am dat seama că aș fi vrut să mă întrebe cineva dacă vreau să fiu pe lume, că așa e atâta de greu și de dureros și de, eu știu, e prea multă durere în lume și eu aș fi spus nu dacă m-ar fi întrebat. Păi n-au trecut foarte mulți ani de atunci, hai să-ți împlinim visul. Fabiola, vrei să fii pe lume? Acum e prea târziu da. <laughs> <laughs> pentru întrebarea asta. Trebuia să mă întrebe atunci când m-am născut și eu spuneam nu. E, pentru că asta nu s-a întâmplat, am fost foarte supărată și la un moment dat am zis, bun, dacă tot sunt aici și tot n-am voie să mor eu de mâna mea ca așa vreau eu, pentru că nu eu mi-am dat viața, n-am drept să o iau, atunci... Ți-au trecut, ți au trecut ideile prin cap? O, oh, da. Despre... O, oh, da. O, oh, da. Gonzales, Ani de zile. Gonzales, the Killer. Da. <laughs> Știi cu gonzalez de Killer? Nu. I'm Gonzales the killer. I kill anybody for five pesos, but I kill you for nothing because you are my best friend. <laughs> Sunt gonzales, uh, cum se spune, criminalul. Ucigașul ucid pe oricine pentru 5 pesos, dar pe tine te ucid pentru mine pentru că ești cel mai bun prieten al meu. <laughs> Să fac o favoare. Da, și. Um, deci au trecut și idei de sinucidere prin cap? Mi-au trecut. Mi-au trecut. Am, fost, am avut și anii mei în care am fost îmbrăcată în negru, pur și simplu pentru că asta era răzbunarea mea. Dar atunci nu era Emo, curentul Emo. Mm, nu cunosc. Pe vremea respectivă. Nu, sigur nu făceam parte din el. Dar uh, s-a întâmplat iarăși un lucru foarte nespectaculos care m-a convins să fac și pasul ăsta. Uh, mergeam la școală, la liceu, de obicei mergeam pe jos. Dimineața să mai salvez din banii de bilete. Și plecam foarte de dimineață și o bătrânică cu un băiețel, nu știu, 2-3 ani și ori, probabil că ar fi avut, a vrut să treacă strada, am văzut că vine o mașină și am văzut că nu încetinește. Sub nicio formă și vine zebra, bătrânica și copilul erau pe zebră și mașina nu încetinește, nu încetinește, se apropie, se apropie, se apropie, și a lovit foarte tare, deci nu avea o viteză foarte mare, dar cred că era cam viteza a doua. Nu s-a întâmplat foarte mare lucru, copilul s-a speriat, a început să plângă, bătrânica a căzut, oamenii din stație au sărit repede să vadă ce se întâmplă, nu și-a rupt nimic, s-a ridicat și -o la copilul nepoțel ce-o fi fost și a traversat mai departe și s-a dus în treaba ei. Dar lucru respectiv mi-a trezit mie o idee. Ok, eu nu vreau să mă botez, dar dacă mi s-ar fi întâmplat mie lucrul ăsta acum și ajungeam în cer, că eu totuși am o relație cu Dumnezeu, nu am un răspuns satisfăcător pentru mine la întrebarea, bun, bun, Hristos a botezat să-ți arate ție un exemplu, tu de ce n-ai făcut-o? Și eu nu vreau să fiu nici baptistă, nici penticostală, nici mic, vreau să fiu creștină și să mă botez în mare, ca ea nu aparține nimănui decât lui Dumnezeu. Dar pentru că nu aveam un răspuns satisfăcător, am zis, ok, mă botez, numai până când găsesc un răspuns. Și după aia văd eu ce mai fac. Deci, până la urmă, te-ai botezat. Da. Un posibil răspuns, nu știu dacă te va satisface acest răspuns, este că uh, botezul este, de fapt, mărturia unui cuget curat. Asta înseamnă că acel cuget a fost curățit cândva anterior. Și este doar o oficializare a dragostei pe care o ai către Dumnezeu. Se întâmplă în zilele noastre că mulți tineri trăiesc în concubinaj și spun, la ce m-ajută o hârtie? Ce rost are să fac o hârtie? Oricum, la fel de repede mă despart, dacă ei să mă despart și cu hârtia și fără. Și la fel de bine stăm împreună, că ne iubim și cu hârtia și fără. Nu, acest, această stare de lucru se numește curvie. Deci, adulter, trăiești în neorânduială din punctul de vedere a lui Dumnezeu, din punctul de vedere a oamenilor, mai ales cu tonele astea de telenovele în care parcă așa e normal, lumea ajunge să creadă că s-ar putea să fie totuși normalul, dar nu acesta este normalul. Normalul este să fii în ordine cu toate lucrurile înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Probabil că o posibilă explicație și la problema botezului este să nu trăiești în, nu în concubinaj, ci în nelegal, în această dragoste a ta față de Dumnezeu, ci trebuie mărturisită înaintea oamenilor și înaintea îngerilor dragostea pe care o ai pentru Dumnezeu și faptul că viața ta nu mai este a ta, ci este a lui. Așa am și luat-o. Am luat botezul ca echivalentul verighetei doar că răspunsul meu nu era satisfăcător pentru a nu mă boteza. Și la ea încă n-am găsit răspuns. O dulce Dumnezeul meu, ce mult am eu în tine. De n-ai fi tu prin chinul ce s-ar fi ales de mine. Ții de ce să nu te botezi din moment ce îl iubești pe Dumnezeu și din moment ce inima ta și viața ta este a lui au văzut așadar nu a fost un moment foarte clar decât acel cu zebra, acel moment cu zebra au văzut ceva schimbare în a, momentul în ta? cu zebra m-a convins că ok, până găsesc eu un răspuns satisfăcător pentru a fi nebotezată trebuie să o facă dacă mor asta e dar uh, nu a fost. Deci eu aveam o relație cu Dumnezeu. Eu mă rugam, eu posteam, eu aveam răspunsuri la rugăciuni chiar înainte și chiar unele dintre ele. Deci trebuie să spun că în liceu uh, cred că am văzut mai multe minuni decât 80% din populația României. Realmente minuni, pentru că eu nu prea cred în coincidențe. Deci aveam o relație cu Dumnezeu. Doar că asta era Spune așa o nouă chestiuță minune. care mă... Spune-ne și nouă minune să vedem. Dacă e coincidență sau... Uh, ok. Când s-a înființat liceul la care eu am fost, uh, era un liceu creștin, imediat după Revoluție, și dintre colegii mei au fost care au uh, renunțat la un an pentru ca să se înființeze școala. Și se înscriseseră 60 de persoane nu exista nicio bancă în școală, nu exista nimic. Iar directorul școlii, cu câteva zile... Ce mai zile... fain în școală, să nu ai bănci. Normal, stai în... Dar undeva în... trebuia să scrii și să stai înveți. Stai în curte și te joci. <laughs> <laughs> cu câteva zile înainte de începerea școlii, profesorul încă, directorul încă nu știa. Și a venit un misionar și a spus, bine, domnule, dar tu faci școala asta, dar tu ai acolo? Păi, nu am. Păi și cum? Faci școala respectivă dacă vorba, aia, în trei zile începi școala și tu nu ai nimica. Păi mergem prin credință. Într-adevăr, la scurt timp după asta, era un transport care mergea Moldova, Basarabia. N-a mai putut să meargă, că au fost ceva inundații acolo și aveau bănci de școală. Bănci, table, tot ce trebuia pentru școli și îl găsește pe domn profesor și îl întreabă, bun, dar uite, noi avem transportul ăsta, nu cunoști pe cineva? Și el zice, pa da, chiar școala mea. Descarcă, câte bănci credeți că au fost? 79. Nu? 143. 60. Câți elevi, atâtea bănci. După aia spune, bun, acum avem, dar noi trebuie să avem și profil uman, și profil real, cum să facem. Mama fain ar fi să fie 30-30, dar hai să nu îi împărțim noi. Hai să le dăm lor să scrie, să vedem ei cum s-ar împărți, și pe urmă mai facem lobby pe lângă unii, pe lângă alții. Nu momentul... știu, 30-30. Exact. Dar <laughs> a, fost a fost alegerea lor, da. De? Fără să le spună absolut nimic înainte. Asta nu a fost singura asta a fost, cum să spun, bucățică din început. Dar au fost foarte multe lucruri de genul ăsta care s-au întâmplat în liceu. Fabiola, la finalul interviului nostru, ce i-ai spune lui Dumnezeu atunci când îl vei întâlni, când vom merge în veșnicii? Nu știu exact ce să-i spun, dar cred că o să mă apuce plânsul de bucurie. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Fabiola Morariu, la Vieți Transformate. Îți mulțumim pentru interviu, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, cu lacrimi de dragoste, pentru întâlnirea cu Domnul nostru iubit, minunat, frumos, veșnic, cu Dumnezeu Tatăl, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Prin Duhul Sfânt v-am spus deja foarte multe, cu toate acestea în gând vă spunem la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Isus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți. Am fost și eu. Isus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.